Multe dintre aceste școli confesionale și-au primit elevi în edificii necorespunzătoare, în casele cantorilor din parohii, cantorii fiind și învățători. Încet, încet, și sprijiniți de către episcopie și enoriași, preoții s-au ocupat de construirea de edificii separate pentru școli și au încercat să se asigure că vor avea dascări cu pregătire pedagogică specifică și material didactic pe măsură. În perioada nefastă a legilor Aconii, episcopul Demetiu Radu a câștigat un sprijin prețios din partea unor colaboratori competenți ca Iacob Radu, Florian Stan și mulți alții, reușind să mențină învățământul în limba română cu eforturi greu de înțeles astăzi. Destul de grea era situația unor școli din câteva comune ale comunitatului Stătmar și nu numai. Episcopul Demetiu Radu, într-o amplă circulară adresată tuturor protopopilor eparhiei, reamintește preoților că au datoria de a moderniza și a păstra școlile profesionale pe care le conduc, căci multe erau supuse încercărilor de desfințare, datorită faptului că nu îndeplineau cerințele foarte aspre ale legilor de atunci. Situația s-a agravat în anul 1917, când la 17 august, ministrul Aconii, printr-un ordin, a blocat deschiderea cursurilor la școlile normale din Blaj, Gherla și Oradea, fără o consultare prealabilă a conducerii acelor instituții. Împotriva acestor abuzuri, ierarhii greco-catolici români au redactat mai multe proteste. La conferința din 25 ianuarie, după înmormântarea mitropolitului Victor Mihai de Apșa, s-a trimis regelui Carol al IV-lea un lung memoriu prezentat de către episcopul Demetiu Radu în persoană la Baden, lângă Viena, la 9 martie, prilej cu care prin viu grai a descris arestările și internările multor români, etatizarea școlilor de la graniță și interdicția de a cumpăra pământ. În anul 1912 au izbucnit războaiele balcanice. Noile împrejurări vor cauza schimbări și în politica externă europeană. Ca urmare a stabilirii unui nou raport de forțe, împăratul Germaniei Wilhelm al II-lea îi cerea constant premierului ungar, contele Tiso István, să se împace cu românii. În condițiile în care oamenii politici maghiari nu aveau nicio intenție serioasă de a recunoaște drepturile românilor din Ungaria, fruntașii ardeleni reușesc să-și asume o poziție curajoasă și un scop clar. Ca martor la evenimentele pe care le povestește, Iacob Radu spune despre vizita contelui Tiso la Oradea, arătând că acesta a mers de la gară direct la episcopul Demetiu Radu, pe care n-a putut să-l convingă să colaboreze în spatele Comitetului Național. O mare încercare pentru Biserica Română Unită a constituit-o înființarea Episcopiei Greco-Catolice de Vaidu-Dolou. Cum a apărut această episcopie? În anul 1646, prin unirea cu Biserica Catolică a rutenilor din nord-estul Ungariei, de atunci a luat ființă Biserica Greco-Catolică Ruteană. Începând cu secolul al XVIII-lea, mulți ruteni au fost maghiarizați, mai ales cei din Câmpia Tisei. În urma acestui proces au apărut o seamă de maghiari greco-catolici. La puțină vreme după încheierea dualismului austro-ungar, câțiva reprezentanți ai clerului și mirenilor greco-catolici din răsăritul Ungariei au cerut autorităților înființarea unei episcopii greco-catolice maghiare, precum și recunoașterea limbii maghiare ca limbă de cult. În 1910, cererea de înființare a unei episcopii maghiare ajunge să fie sprijinită de însuși guvernul maghiar pe lângă Sfântul Scaun. Acesta, din urmă, a cerut părerea Episcopatului Catolic al Ungariei, care s-a întrunit într-o conferință la Budapesta la 9 noiembrie 1911. La aceasta au participat și episcopii greco-catolici Demetiu Radu al Oradei, Vasile Hosu al Lugojului, în frunte cu mitropolitul Victor Mihai de Apșa. Li s-a cerut și lor părerea cu privire la înființarea episcopiei, însă doar în principiu, fără să li se prezinte toate documentele ce alcătuiau proiectul acesteia. Ei și-au dat acordul, afirmând că nu-i deranja înființarea unei noi episcopii catolice, însă au menționat că nu vor ca în acest scop să fie desprinse
și parohii din eparhiile lor. Guvernul ungar a cerut împăratului să intervină la Papa Pius al X-lea, evitând încuvințarea prealabilă a congregației de propaganda FIDE, întrucât aceasta nu împărtășa punctele de vedere și mai ales procedurile guvernului maghiar. Astfel, Sfântul Scaun l-a însărcinat pe Monseniorul Francesco Rossi Stoccalper să-i convoace pe arhierei români uniți la niște consfătuiri prealabile la Budapesta, cu privire la posibila desprindere a unor parohii aparținătoare Bisericii Române Unite și atașarea lor la noua episcopie. Mitropolitul Victor Mihai a comunicat la 6 februarie 1912 lui Stoccalper că nu poate face observații a priori, ci numai la propuneri concrete. Acestea însă lipseau. Două zile mai târziu, episcopii Demetriu Radu, Vasile Hosu și vicarul capitular din Gherla, Ioan Georgiu, propuneau în scrisoarea lor colectivă din Budapesta către mitropolitul Victor Mihai să se convoace urgent o conferință episcopală la care să fie invitat cel puțin câte un reprezentant al fiecărui capitlu și câte doi membri ai clerului fiecărui eparhii, iar conferința să fie urmată de o consfătuire la care să fie prezenți și câte doi bărbați mai distinși din fiecare eparhie, chiar și mireni. Conferința a fost convocată la Blaj pentru zilele de 17-19 februarie 1912 de către mitropolit. La conferință s-a redactat un memoriu care a fost înaintat guvernului maghiar și nunțiatului din Viena. Prin acesta se protesta față de faptul că Bisericii Române Unite aveau să-i se răpească 10.000 de credincioși, iar guvernul intenționa să continue această acțiune. Guvernul însă n-a ținut cont de niciuna din acțiunile românilor și la 8 iunie 1912 a publicat bula Christi Fideles Grecii, prin care se înființa noua episcopie. Aceasta avea să cuprindă și 83 de parohii românești cu peste 70.000 de credincioși. La 17 noiembrie 1912, bula a fost pusă în aplicare de către nunțiatura din Viena, iar la 6 mai 1913, Parlamentul din Budapesta a aprobat înființarea episcopiei. Orice protest al ierarhiei, clerului și credincioșilor greco-catolici români fusese zadarnic. După fericitul act de la 1 decembrie 1918, episcopul Demetriu Radu a scris la Roma pentru revenirea parohiilor române din eparhia de Hoidu Doroc la episcopiile Române Unite, din care făcuseră parte anterior. În zilele de 19 și 20 aprilie 1919, tocmai de sărbătoarea Învierii Domnului, părțile apusene ale Sătmarului și Bihorului au fost eliberate de armata română, acest fapt aducând și pentru parohiile înstrăinate zorii unei epoci noi și din punct de vedere canonic, încât nunțiatura din Viena a reparat nedreptatea făcută față de români în 1912 prin bula Christi Fideles Grecii, punând cele 46 de parohii de rit bizantin românesc, care până la emiterea bulei amintite aparținuseră eparhiilor Oradiei și Gherlei, sub administrarea episcopului de Oradea, ca delegat al Sfântului Scaun Apostolic. Mare parte din aceste parohii vor fi vizitate de episcopul Demetriu Radu, însoțit de ostași români din regimentul 5, artilerii obuziere, care i-au asigurat onoruri militare în luna iunie 1919. În luna octombrie 1918, când Comitetul Executiv al Partidului Național Român a fost convocat la Oradea și a redactat memorabila Declarație de Independență a românilor din Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș, pe care Alexandru Vaida Voivod a citit-o în Parlamentul din Budapesta la 15 octombrie, câțiva dintre membrii Comitetului, după cum mărturisește canonicul Iacob Radu, au fost oaspeții episcopului și s-au consultat cu el asupra textului hotărârii. Chiar Alexandru Vaida a venit la dânsul cu proiectul și împreună au făcut unele modificări. În 28 noiembrie, în frunte cu episcopul Demetriu Radu, cu fruntașul Aurel Lazar,
cu vicarul Roman Șorogar, pe un timp rece și umed, un grup mare de intelectuali s-a deplasat de la Arad la adunarea de la Alba Iulia. La primarea Consiliului Național Român Central din Arad, publicat în ziarele Românul de la Arad și Unirea de la Vlaș, în ciuda piedicilor puse de autoritățile vlare, românii s-au adunat în număr de peste 100.000 la Alba Iulia, duminică 1 decembrie. După participarea la Sfânta Liturghie din bisericile românești, mulțimile s-au adunat pe câmpul Ihorea, iar cei 1.228 de delegați cu credențional din partea adunărilor din circumscripțiile electorale și a altor instituții românești au intrat în sala casinei militare. Președintele Partidului Național Român, Gheorghe Pop de Băsești, împreună cu episcopul greco-catolic Demetiu Radu al Oradiei și cu episcopul ortodox al Aradului Ioan Pop, au prezidat adunarea națională a românilor din Transilvania, Ungaria și Banat. Au rostit cuvântări în sala casinei Gheorghe Pop de Băsești, Vasile Goldiș, Iuliu Maniu și Iosif Jumanca, care au prezentat rezoluțiunea, adică hotărârea Unirii Transilvaniei cu România, argumentând istoric, juridic, politic și moral necesitatea stringentă a unei uniri politice românești imediate și definitive, toți delegații aprobând unanim prin frenetice aclamări. La 15 decembrie 1918, preasfințitul Radu l-a primit la Blaj cu multă bucurie pe generalul Niculescu, sosit acolo cu un corp de armată pentru eliberarea Ardealului. La 23 mai 1919, Oradea a fost vizitată de maestățile lor, regele Ferdinand și regina Maria de la gară. Aceștia au mers la Biserica Ortodoxă cu lună, apoi la Catedrala Greco-Catolică, unde episcopul Demetiu Radu i-a binecuvântat și a ținut tedeum. De la catedrală, cuplul regal s-a deplasat la Palatul Episcopal Greco-Catolic, unde, după un scurt popas, au avut loc recepțiile autorităților bisericești, civile, militare și a diferitelor societăți, așa încât toți intelectualii români au avut fericirea să vadă de aproape pe maestățile lor. Atunci s-a văzut cu adevărat cât de inspirat a fost gândul ierarhului Oradean de a ridica acel palat, cu toate că anterior mulți îl criticaseră aspru pentru inițiativă. Seara, în sala cercului catolic, în același palat, episcopul a oferit o cină în cinstea naților oaspeți. La masă s-au ținut și obișnuitele toasturi, îl amintind doar pe cel ținut de episcop care, în fruntea, în frumoase cuvinte, și cu loială supunere a salutat pe augustii oaspeți. Regele a răspuns emoționat, spunând că se simte foarte fericit, că se află pe acest vechi pământ românesc al Bihorului, în fruntea bravei sale armate, care a venit aici să statornicească pe veci hotarele Țării Unite, la cărei fericire și prosperitate are de plină încredere că Biserica va contribui din toate puterile ei. Dintre ierarhii greco-catolici români, Demetiu Radu a fost prima victimă a terorii comuniste, murind în atentatul din Senatul României la 8 decembrie 1920. Am speranța că prin cele prezentate v-am trezit chiar interesul de a afla mai multe despre distinsul ierarh oradean. Vă mulțumesc! Istoria Bisericii Unite cu Roma în timp. Acum, înainte de a ne despărți, o să-mi permit să provoc pe cei doi ierarhi care sunt aici alături de noi, care sunt urmași, de fapt, celor evocați aici, să spună câteva gânduri legate de cele două personalități. Întâi rog pe
Preasfințitul Bercea, pentru că este organizatorul principal al manifestării. Domnul director, doamnă director, doamnă inspector, părinte, dragii mei, înainte de toate, cred că trebuie să le mulțumim doamnei Roșu și părintelui Robotin pentru cele două conferințe. Este foarte important să nu uităm și să ne aducem aminte, constant repet la aceste conferințe ale Unirii, uitarea ucide, dragilor. Aducerea aminte este cea care ne ajută să știm de unde venim, cine suntem și încotro trebuie să mergem. Atât doamna Roșu, cât și părintele Ciprian ne-au vorbit de două personalități mari ale Oradei, care au marcat într-o manieră cu totul deosebită evenimentul Unirii de la Alba Iulia și care au lucrat enorm de mult pentru ca să se realizeze acest eveniment. Cât este de important, repet, să ne aducem aminte, cât este de important ca văzându-i, cum ne spune Sfântul Pavel, să știm pe ce drum trebuie să mergem, să nu ne pierdem credința. Mă bucur că sunteți un grup de tineri aici, mă bucur de ceilalți prezenți, vă mulțumesc. Vă mulțumesc tuturor, mulțumesc Preasfințitului, domnului director, pentru că a îmbrățișat acest eveniment, doamnei director de la bibliotecă, domnului Petru Ardelian, care a lucrat foarte mult pentru această revistă, domnului Silviu Sana de la bibliotecă, la fel au colaborat împreună. Sper ca aceste conferințe ale Unirii să ne ajute să nu uităm. Să ne ajute să fim noi înșine, care putem și astăzi să facem lucruri pe măsura celor care au fost făcute la 1918. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu și Maica Sfântă. Hristos a înviat! Preasfințite, onorată asistență, întâi de toate vreau să mulțumesc pentru invitație. În al doilea rând doresc să felicit pe cei doi conferențiari, pe doamna Roșu și pe părintele Robotin, pentru interesantele expozeuri cu care le-au încântat și care ne-au împrospătat memoria în privința sacrificiului înaintașilor noștri. Nu în ultimul rând, vreau să mulțumesc atât bibliotecii în frunte cu doamna director, cât și muzeului în frunte cu domnul director, pentru generozitatea cu care au contribuit la manifestarea de astăzi, sau cu generozitatea cu care au pus la dispoziție spațiul pentru conferința propriu-zisă. Nu doresc să repet ceea ce s-a spus până acum, dar cred că este responsabilitatea noastră a tuturor să ducem mai departe prețioasa moștenire din trecut. Ceea ce s-a întâmplat acum 100 de ani s-a întâmplat pentru că veacuri la rând, înainte de momentul auroral de acum 100 de ani, românii de pe aceste veacuri au luptat să-și păstreze identitatea lor culturală, spirituală, națională, legea românească, într-un context care de cele mai multe ori a fost nefavorabil, dar au rezistat și așteptările, lacrimile și sacrificiile înaintașilor au dus la biruința de acum 100 de ani. O biruință foarte prețioasă, mai ales că a adus multe jertfe de sânge. Părintele a amintit de faptul că episcopul Demetriu Radu și-a pierdut viața în atentatul comis de anarhistul
bolșevic, n-am vrut să-i pronunț numele, dar și episcopul ortodox, care încă nu era hirotonit episcop, episcopia era reactivată, cea ortodoxă, el a ales episcop și în același atentat și-a pierdut dreapta. Mâna cu care un ierarh îi hirotonește pe preoți, o pune pe capul celor care urmează să primească taina preoției, mâna cu care sfințește antimisele fără de care nu se poate face Sfânta Liturghie, mâna cu care sfințește bisericile. Și era nevoie de biserici ortodoxe în Bihor la vremea aceea. Deci a pierdut membrul superior drept, ceea ce a periclitat hirotonia sa și a fost hirotonit peste un an, în 1921, în paraclisul istoric Sfântul Gheorghe al reședinței patriarhale, atunci a mitropolitului primat de la București, după ceremonialul hirotoniei marilor mutilați din persecuții. În persecuțiile de la începuturile creștinismului, după ce înceta câte un val de persecuție și veneau din prigoană și din persecuții apostolii, episcopii, preoții, acolo unde erau vacanțe episcopale pentru că episcopii fuseseră uciși și trebuiau sfințiți noi episcopi în locul lor, nu de puține ori au fost sfințiți episcopi, preoți mutilați. Și pentru aceasta trebuia un ritual special. Cu un astfel de ritual special a fost hirotonit ca episcop Roman Ciorogariu și toată perioada slujirii sale apostolice, orice episcop este un succesor al apostolilor, a avut această mare problemă, lipsa mâinii drepte. Dar a avut ca episcop vicar, pe cel amintit aici, pe Aurelian, apoi Andrei Magieru prin Călugărie, care avea să ajungă apoi episcopul Aradului. Deci jertfele au continuat și după 1918 și în 1919, și în anii care au urmat. Dar toate aceste jertfe au meritat, pentru că astfel noi, astăzi, putem să ne rugăm în limba maternă, în limba strămoșilor noștri și după legea românească. De aceea este foarte important, în special pentru generația de acum, de la 100 de ani după Marea Unire, nu doar să-i omagiem pe acești mari bărbați care au făcut istorie, ci să le păstrăm neîntinată memoria și să le transmitem mai departe sacrificiul lor. Jertfa lor supremă pentru idealul național trebuie să o protejăm și să o apărăm. În același timp, apărându-ne în respect pentru toate comunitățile, demnitatea și propria noastră identitate culturală, spirituală, națională. Să fim, să rămânem ceea ce suntem, ceea ce au fost și înaintașii noștri. Oameni care au știut să se sacrifice și care au pus întotdeauna interesul general pe primul plan, în detrimentul interesului personal. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca toate manifestările din anul acesta, atât la Oradea cât și în întreaga țară și în special în Ardeal, Banat, Crișană și Maramureș, să însemne tot atâtea prilejuri pentru toți românii, dar în special pentru iubitorii de istorie, de întărire a conștiinței, apartenenței noastre la romanitatea răsăriteană, la latinitatea Orientului. Pentru că suntem, în ciuda valurilor care s-au abătut peste noi în cursul istoriei, un popor unic, un popor de sinteză care a rezistat și și-a păstrat identitatea latină orientală într-o mare slavă, și cu vecini maghiari și nu ne-am asimilat. Deși am împrumutat elemente din celelalte culturi, dar am rămas ceea ce au fost înaintașii noștri înainte de venirea popoarelor migratoare pe teritoriul de formare al poporului român, atât la nordul cât și la sudul Dunării. Pentru că aceasta este romanitatea orientală în întregul ei, cuprinzându-i nu doar pe românii din Dacia, Felix, ci cuprinzându-i pe toți, inclusiv pe cei care nu au avut șansa să facă parte din România Mare, deși reprezentanților au votat la Alba Iulia pentru unirea, de pildă, întregului Banat cu România, dar și pe cei de la sudul Dunării, de pe Valea Timocului,
din Macedonia, din Epir, din Tesalia, pe care dacă îi veți vizita, veți avea surprinderea și astăzi că își vorbesc graiurile lor. Și după ce petreceți mai mult timp împreună cu ei, veți constata că puteți să vă înțelegeți foarte bine vorbindu-și fiecare propriul dialect. Cred că nu avem voie să-i uităm nici pe ei, pentru că, deși nu au avut șansa să facă parte din România Mare, totuși sunt și ei români. Și toți împreună suntem moștenitorii și reprezentanții în Orient, în Europa de răsărit, a strălucitei civilizații romane. Eu vă mulțumesc și vă doresc tuturor în continuare o perioadă pascală binecuvântată, pentru că suntem încă în perioada pascală, și sper să ne vedem cu bine și sănătoși și în alte împrejurări, pentru a ne aduce aminte de figurile luminoase din trecut și a uita, cel puțin pentru o clipă, umbrele prezentului. Hristos a înviat! Cu aceasta, practic, se încheie această întâlnire de astăzi. Vreau să vă anunț că următoarea întâlnire va avea loc la Muzeul Laurel Lazăr, unde vor fi evocate alte două personalități ale acelui timp, Vasile Gordiș și Aurel Lazăr. Aurel Lazăr, care, și în opinia mea și a altora, merită mai multă recunoaștere decât o are astăzi, nu la noi neapărat în Oradea și în Bihor, cât și în România. De aceea am și creat muzeul acela, pentru care cred eu că este fundamental pentru ceea ce înseamnă identitatea românească în această parte de România. Ne mulțumim celor doi conferențiari, preasfinților voastre din nou și doamne directoare și dumneavoastră pentru prezență. Să servească, să socializeze.